Autoturismul în care se aflau trei persoane a zburat practic de pe partea carosabilă în câmp, cel mai probabil pe fundul vitezei. O femeie în vârstă de 78 de ani care se afla pe bancheta din spate a suferit răni incompatibile cu viața și a murit la spital. Răni grave au suferit și șoferul, un bărbat de 31 de ani, dar și pasagerul din dreapta. Din spusele martorilor, șoferul autoturismului ar fi intrat într-o depășire, nu a mai reușit să se redreseze pe bandă, a pierdut controlul mașinii și a ajuns într-o râpă. La fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale, echipajul de descarcerare și polițiștii. Conducătorul auto s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă.